lui Nicolo Napoli, care așteaptă centrarea. Vine mingea în 6 metri, 2 ieșeni s-au încurcat, apoi plămată, gol! Jucătorii viitorului cer hands, însă Adrian Comănescu nu poate fi înduplecat, arată ferm centrul terenului și din minutul 45 plus 2 CSM Iași conduce aici la Chiajna cu 2-0 în fața celor de la Viitorul. Iată, fundașii centrali sunt punctul forte al ieșenilor. Dacă a plecat fostul purtător al numărului 29, Lucian Cristian Munteanu, iată că a rămas Florin Plămadă și vedem și reacția băcii gazdelor cu Cică Hagi alături de Fane Ioban, nevenindu-le să creadă. Iată, doi ieșeni s-au încurcat acolo, e vorba de Mitici și de Onducu. Până la urmă, mingea cu noroc ajunge în posesia lui Plămadă, care între trei adversari, e adevărat, e posibil ca...